Păcatul este o ruptură între om și Dumnezeu, între lumea văzută și lumea nevăzută. Și vă dau câteva exemple. De exemplu, desfrânarea. Când omul desfrânează, nu face altceva decât să se uite la suprafață la femeie. Vede numai cele exterioare, nu vede că e un suflet care trebuie să se mântuiască. Dacă ar vedea așa, de bună seamă că nu ar face păcatul. Sau îmbuibarea pântecelui. Ce facem noi când nu postim? Ne uităm la mâncare, ce bine arată, ce bun e la gust, ai de mine. Știm uneori că ne face rău și tot mâncăm. Ce înseamnă să pierzi vremea pe calculatoare, pe internetul? Știm că ne face rău, că ne strică mintea. Până a început pandemia, toți eram de acord să nu ne lăsăm copiii la calculator prea mult. Și cum s-a zăpăcit lumea asta, îi punem noi să stăie. Păi ce înseamnă asta? Că noi ne oprim numai la exterior și nu vedem ceea ce este dincolo. Și păcatul ăsta este, să știți, să nu facem legătura între cele care se văd, între interfață, și cele din spate, cele care le conține. Fiecare act în sine, să știți, este păcat ceea ce este rupt de Dumnezeu. Când omul vede sau nu se oprește la cele exterioare, sau pentru ce ne îmbrăcăm noi așa de frumos? Că iubim cele lăuntrice? Nu, că iubim imaginea noastră în fața oamenilor, de asta. Am văzut un exemplu cu Einstein, mi s-a părut foarte interesant. Zice că era student și umbra îmbrăcat așa, ca un gozer. Și îl întreabă femeia de serviciu: băi, studentule, dar chiar așa umbli tu îmbrăcat? Și ăsta zice: Doamne, și așa nu mă cunoaște nimeni. Și după ani de zile, când ajunge celebru, mare profesor, academician, vine din nou la aceeași școală și aceeași femeie de serviciu, îmbătrânită, îl vede iarăși și el tot așa îmbrăcat. Măi, dar acum ești profesor universitar, tot așa umbli, zice, acum așa mă cunoaște toată lumea. Ca să vedeți că un om inteligent, ăsta nu era, sau nu știu cât de credincios era. Era, da? Un om inteligent nu se uită numai la cele de suprafață. Cei care se uită la cele de suprafață sunt animalele, să mă iertați. Animalele nu pot să vadă nimic, că nu au ustensilele necesare să intre în profunzime. Noi, dacă trăim la nivel de suprafață, numai cele exterioare, și asta ne învață lumea, să privim numai la suprafață și ne adâncim în păcat, în noroi și nu vedem. Mi se pare că am pus filmulețul ăla cu pricoche, cu porculețul îngrășat de Crăciun. Atâta de asemănător este cu viața duhovnicească, îi zice mâța: măi, zice, tu n-ai avut niciodată nimic, dar ți se pare că ai tot. Și așa suntem noi. N-am avut niciodată nimic din cele dumnezeiești, dar ni se pare că, foi, noi tot ele avem. Noi suntem stăpânii lumii. Dar vai de capul nostru. Ei, până când nu ajungem noi să ne golim de noi înșine, să facem legătura între cele pământești cu cele cerești, să vedem de ce nu da Dumnezeu mâncarea. Să nu murim de foame. Limpede. Nu să ne îmbuibăm pântecele. De ce ne-au dat femeile, soții, soțiile? Să nu piară neamul omenesc, nu să ne desfrânăm noi. Fiecare lucru, să știți, are rostul și menirea lui, și diavolul ce face? Îi întunecă pe oameni să le răstoarne rosturile și să nu mai vadă sensul tuturor lucrurilor. Că a vedea duhovnicește înseamnă să vezi sensul adânc, rațiunea tuturor lucrurilor, zice Părintele Iustin, adică rațiunea pentru care a fost creat orice lucru din univers. Pentru ce există fiecare lucru, dacă vezi pentru ce este o lumânare? Care-i sensul ei? Dacă nu vii la biserică, nu aprinde lumânări, că așa e tradiția. Dar dacă nu vezi ceea ce este dincolo de ea, dă degeaba. Dacă nu vezi sensul rugăciunii, dacă nu vezi sensul liturghiei, sensul spovedanii, că zic, da, păi ce, mă duc la psiholog, tot aia ai. O fi. Formal o fi același lucru, că și la psiholog îi spui, da, ce ai făcut în viață. Dar lăuntric nu e același lucru. Psihologul poate să-ți mute mintea, zic, gândește pozitiv, frate. Da, și gândești pozitiv până când ai cu capul. Și voi, nu mai pot. Noi avem nevoie de putere.
Și puterea numai și numai de la Hristos vine. E adevărat. Și spovedanie, e și un pic de psihologie, să știți. Păcatele mele, că eu nu mă pricep la de-astea. Dar cel mai mult e harul lui Dumnezeu. Și eu văd, mă minunez că vin oameni de toate felurile la spovedit, mă minunez cum le rezolvă Dumnezeu problemele fiecăruia, nu după priceperea mea, ci după credința fiecăruia care vine. Da, să știți, nu are mare legătură duhovnicul cu ceea ce faci tu. Nu, el cu ce trăiește, el e treaba lui. Dar ce facem fiecare dintre noi și în modul cum mergem la spovedit, aceea ne dăruiește rezolvarea problemelor, pentru că e legătura noastră adevărată cu Dumnezeu. De aceea, hai să ne rugăm Domnului să nu ne lase să privim numai la cele pământești. Să nu ne lase să stăruim numai la cele de jos. Și zice Sfântul Pavel, dacă am înviat împreună cu Hristos, să privim la cele cerești, unde se află Hristos, nu la cele de pe pământ. Amin. Săptămâna viitoare, programul